Taylor Swift, acord cu Real Madrid, mașina de făcut bani a schimbat calendarul din la liga. Taylor Swift va porni în turneul Vera Stur în luna mai și va cânta în mai multe orașe importante din Europa, printre care se numără și Madridul. Artista este o adevărată mașină de făcut bani. Vedeta, care are o relație cu Travis Skills, jucătorul echipei de fotbal american Kansas City Chiefs, a generat un impact financiar pentru NFL. Concertul lui Taylor Swift din capitala Spaniei era programat pentru data de 30 mai, dar artista mai a mai solicitat încă un eveniment datorită numărului mare de cereri. Evenimentul necesită cel puțin 3 zile de pregătire, era ultimul meci al galacticilor din la Liga cu Betis Sevilla era programat în data de 26 mai. La Liga a acceptat cererea celor de la Real și a schimbat data ultimului meci din campionat pentru a facilita misiunea artistei. Ultimul meci al Realului din la Liga va avea loc pe data de 25 mai, iar concertele artistei Taylor Swift se vor desfășura pe 29 și 30 mai.